Doamnelor și domnilor, am revenit în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur. August a venit, iar o dată cu el și o lună plină de surprize. Noi suntem curioși cine rezervă astrele pentru această lună, așa că am invitat în această dimineață pe Cristina Gozinski, astrolog-psiholog, care ne povestește cu lux de amănunte ce se întâmplă în această lună, August. Bună dimineața și bine ați revenit la Tezaur TV! Bună dimineața, Andreea! Ne bucurăm pentru că de fiecare dată dați curs invitației noastre, să ne țineți și pe noi așa, informați cu tot ce se întâmplă. Spuneați chiar adineauri, în pauză, că de ieri a intrat Mercur retrograd. Exact. Ce se întâmplă în această perioadă? Nu ați simțit nimic, totul e în regulă, da? Funcționează și sincer am simțit, mai ales în această dimineață. Și ambuteiaje, da? Exact. Și accidente au fost. Da, accidente, din păcate, mai avem niște aspectații după data de 15 august. Să fim foarte atenți, îndeosebi lei, ultima decadă, taurii, scorpionii, îndeosebi și vărsătorii, ultima decadă, pot fi cumva influențați sau atrași în astfel de pericole. De ce este Mercur retrograd? Chiar a startat ieri și exact toată luna august, până în data de 28-29 august, iată, Mercurul, da? Comunicare. Inclusiv și acum mie, își face simțit prezența. Da. Deci va fi valabil toată luna august. Evident că ne influențează, deoarece Mercur este despre informație, este despre comunicare, despre contacte, despre modul cum noi gândim, cum ne exprimăm, despre cum ne informăm și cum negociem, inclusiv la aspect de contracte. De aia, clasic, toți astrologii spun comun și sunt de acord că mai bine în această perioadă să nu încheiem negocieri contracte noi, dar mai bine le revizuim pe alea vechi. Dacă totuși suntem impuși de circumstanțe să startăm un contract sau o declarație sau să perfectăm un act, este foarte bine să ne uităm îndeosebi acolo unde este scris foarte și foarte amănunțit. Îndeosebi și când procurăm un medicament sau când procurăm ceva. Vis-a-vis de procurări a ceva, nu se recomandă la Mercur retrograd procurarea tehnicii, nici într-un caz tehnică nouă. Vă luați pe garanție sau poate chiar și e necesar în această perioadă să mergeți și să o reparați. Nu se recomandă pe Mercur retrograd să startați afacere nouă. Este foarte bine și chiar recomand, cu asta fac și eu, să în perioada lui Mercur, că nu este mult, doar 3 săptămâni durează Mercur retrograd, să vă faceți ordine în tot pachetul de acte, în tot business planul, în toate relațiile, în toate discuțiile, chiar să vă reîntoarceți la alea discuții sau partenerii sau oamenii cu care ați fost în contact anterior, să perfectați, să cizelați, să puneți puncte, că oricum după perioada lui Mercur retrograd se schimbă lucrurile și tabloul este oarecum altfel vizibil. Până când durează acest Mercur? Până în data de 28-29 august. Până la final de lună. Da, și o să fim atenți la drum. Neapărat verificați-vă pașapoartele, să nu fie expirate, că avem și așa surprize foarte des la Mercur retrograd. Vă verificați mașina, actele să fie în regulă. Nu vă procurați în această perioadă mașină la fel. Dacă plecați undeva, să fie un loc pe care îl cunoașteți sau un loc unde ați mai fost. Apar surprize la Mercur retrograd, apar frați, surori, verișori, rude din trecut. Bine, suntem în toiul nunților, mătriilor, de aia o să fiți invitați, iată surpriza, da, de vechi cunoștințe sau vechi prieteni care o să vă provoace sau producă plăcere, inclusiv să-i revedeți. Mercur ăsta retrograd acum a startat din semnul zodiacal Fecioară. De-aia este foarte bine, cum zic eu, ca psiholog inclusiv, să facem ordine aici. Partea mentală, să facem ordine, să revizuim foarte, foarte bine. Nu mă refer atât la valori, cât la modul nostru de gândire. Deci să ne schimbăm modul de gândire, dacă este un mod de gândire nu prea dezirabil sau constructiv. Să facem ordine în contacte pe care le avem, să revenim la situații de tensiune, dacă sunt, să le refacem. Și cel mai important, să
Să facem ordine în cap, hai să zic așa, cred că am să merg cu lozinca aceasta pentru toate semnele zodiacale și am să zic unde este mai bine să facem ordine pe acest Mercur retrograd pentru fiecare zodie. Da, chiar vă rugăm, noi suntem foarte curioși. Atunci startăm. Pentru Berbec, ordinea este concentrată în unul la mână, job. Deci toate actele, toate, chiar și eu planific să merg acasă, să-mi revizui toate cărțile, să fac ordine în cărți, în biblioteca mea și am 3 calculatoare în toate file-urile. Deci asta se facă și berbecii inclusiv, la serviciu îndeosebi, toate dosarele, toate actele, documentele, contractele expirate, nefinalizate, revizuite, inclusiv să meargă la medic, dacă o cer circumstanțele, să vadă cum este starea de sănătate. La Mercurul ăsta ar putea să iasă astfel de, hai să zic eu, stări sau boli ce țin de aspectul digestiv, inclusiv digestia, intestinul gros și aspectul cardiovascular. Indiferent de zodii, dar dacă berbecii simt astfel sau dacă simt o stare de nu de bine, este bine să meargă la medic. Apropo, este tot o observație. Deci atunci când mergem la medic pe Mercur retrograd și facem niște analize, uneori se pierd analizele astea. Așa? Da, de-aia dacă este o analiză negativă, eu foarte mult recomand să o mai dați, să o dublați. Pentru taurii, să știți că Mercurul ăsta vine cu o tentă așa mai pozitivă, mai ales pentru taurii care de mult timp vor să meargă și să se odihnească, să meargă într-o vacanță, să meargă cu copiii, cu familia, îndeosebi în locurile pe care le cunosc. Este foarte bine pentru taurii care și-au planificat să meargă la sport, la sală, gimnastică, la sport. Să se apuce în sfârșit. Exact, să revină, chiar să revină. Este foarte bine pentru taurii care își planifică copilași să meargă să se implice, să zic eu, sau revin la acest proces sau defectează niște acte vis-a-vis de sfera copiilor, da? Deci să se concentreze aici tocmai. Pentru gemeni, Mercurul ăsta este oarecum așa mai provocativ, să zic eu, dar gemenii se descurcă de minune, deoarece au un potențial logic și un spirit verbal de convingere. De aia, dacă sunt în dispute, în situații de neclarități, acasă, cu cei apropiați, să știți că este tocmai perioada cea mai favorabilă să încheiați niște situații de conflict, de situații tensionate. Alți gemeni care de mult, mult timp planifică să se mute. Iar și este observația astrologică că la Mercur retrograd, când ne mutăm într-un anumit spațiu sau într-o anumită casă sau oficiu, pe parcurs, cumva, circumstanțele iară ne readuc la această situație. Dacă nu vă cer circumstanțele și nu este ceva urgent, mai bine să vă mutați după data de 28 august. În schimb, este foarte bine pe acest Mercur retrograd să faceți ordine în actele, îndeosebi actele cadastrale, imobiliare, deci iată cu ce se ocupă Gemini în această perioadă. Da. Okay. Pentru raci, Mercur vine cu surprizele gen, dacă de foarte mult timp ați dorit să plecați undeva nu departe sau ați dorit un curs, să vă reîntoarceți la un curs, îndeosebi să mergeți să susțineți un examen sau să vă pregătiți pentru un examen, e perioada perfectă, exact perfectă. Unii raci, eu nu aș recomanda acum să fac schimbări radicale vis-a-vis de alegerea unei facultăți, că pot să se răzgândească după data de 28. Este foarte bine și pentru raci să se implice în toiul contractelor, actelor, documentelor, perfectărilor, deci depunerea de dosare și foarte multe alte materii ce țin de perfectări în această perioadă lui Mercur retrograd. Probabil unii raci se vor întoarce la discuții cu cei apropiați, îndeosebi frații, surori, pentru a clarifica unele situații, inclusiv și imobiliare și de familie și vor face, părerea mea, vor face bine. Știm ce facem în această lună, august. Da, deci pentru cum va influența Mercur zodia Leu. Să știți că în planul financiar și în planul autoreprezentării
Deci leii, inclusiv leii, ultima decadă, fiți foarte atenți, și fecioarele, prima decadă, la maximum, sunt implicați în toate procesele ce țin de Mercurul ăsta retrograd. De-aia dacă sunteți înconjurați de lei, ultima decadă și fecioara, prima decadă, sau sunteți din această decade sau semne zodiacale, să știți că chiar vă cer circumstanțele să vă implicați. De-aia, leii ce nu fac în această perioadă? Nu procură obiecte mari, nu procură tehnică, nu procură mașini, își revizuie foarte bine bugetul, fac un calcul foarte real vis-a-vis de bugetul și nu merg nici într-o casă să investească în proiecte noi. Despre fecioare tot este interesant, am menționat tocmai prima decadă, fecioarele sunt ca de obicei la maximum implicate în job, în materia lucrului. Nu se recomandă pe Mercur ăsta retrograd pentru fiecare zodie, inclusiv și pentru fecioare, să-și schimbe jobul pe altul nou, până în data de 28 august, chiar dacă merg lucrurile, după aia se schimbă situația. Mai bine, principiul fecioare de 7 ori măsori și odată tai. De asemenea, unele fecioare vor face niște manipulări estetice. La Mercur retrograd nu se recomandă să faceți operații, numai dacă nu cer circumstanțele sau nu sunteți obligați să vă reîntoarceți la niște intervenții pe care le-ați mai făcut, inclusiv și dantura. Unele fecioare vor fi întoiul implicați în acte, schimbarea numelui, schimbarea patronimicului și așa mai departe. Da. Okay. Deci, pentru balanțe, Mercur ăsta este oarecum așa mai delicat. Balanțele pot fi implicate în situații de neînțelegeri verbale, bârfe, intrigi, da? Este foarte bine ca balanțele să se izoleze de perioada lui Mercur retrograd, chiar dacă și pleacă într-o vacanță, și foarte bine să-și facă ordine aici, da? Să-și revizuie relațiile, comunicarea cu oamenii, spiritul și dorința de a ajuta permanent. Este foarte bine să citească, să recitească cărțile pe care le-au început, cursurile pe care de mult stau pe policioară să le reasculte, restudieze. Poate să plece undeva foarte departe, în izolare. Mă refer la o vacanță, nu așa zgomotoasă, o vacanță așa mai liniștită. Zgomotoasă vine după 15 august sau chiar în septembrie, pentru multe balanțe. Dacă o necesită circumstanțele, mergi la medic, îndeosebi balanțele care ar avea probleme digestive, inclusiv sau cardio. Pentru scorpion, Mercurul ăsta vine la fel să facă ordine și se focusează scorpionii anume pe sfera planurilor și scopurilor pentru viitor, realizările în viitor. Deci am menționat că nu startăm nimic nou la acest Mercur retrograd, dar a vă face planuri de grup, a vă întâlni cu persoane, prieteni cu care cultivați aceeași idee, care vă pregătiți pentru un anumit proiect, este perioada benefică și startați după data de 28 august sau septembrie deja, dar nu în această perioadă. Dacă proiectele dumneavoastră a scorpionilor rezidă sau au ca drept scop proiecte de a ajuta oamenii, un scop altruistic, să știți că o fac bine. Îndeosebi, iarăși am menționat, după perioada finalizării numerului cu retrograd, reușesc. Faceți-vă, visați scorpionii și după aia acționați așa foarte și foarte intens. Să știți că la scorpion mai vin cu o recomandare. Faceți ordine în relație și vis-a-vis de prieteni. Îndeosebi, scorpionii iubesc diverse provocări și situații tensionate. De-aia Mercurul vine cu astfel de provocări. Recomandă. Da, și provocări inclusiv. Faceți ordine. Faceți ordine în relații, în contacte și dacă vă vin prietenii din trecut, să știți că aveți ce face toată luna august. Pentru săgetător acest Mercur vine cu, să zic eu, ordinea, unde fac ordine, la lucru, la serviciu, în carieră. Iar și o recomandare pentru săgetători, nici într-o cază în această perioadă, în luna august, nu schimbați jobul pe unul nou, că nu va merge. Vor apărea foarte multe circumstanțe care nu vor fi, deci vă vor schimba, să zic eu, traiectoria și scopurile de realizare. În schimb, să vă reîntoarceți la toate soiurile de proiecte
îndeosebi după data de 15 august, chiar să mergeți peste hotare, gen într-o călătorie de afacere, da, deplasare, este benefic să vă reîntoarceți și să faceți ordine, să vă reîntoarceți la discuții cu șeful, șefa, vis-a-vis de, iarăși, anumite atribuții, cum sunteți remunerați, de exemplu, da, și să vă fiți antrenați în tot soiul de interdependențe sau deci tot ce ține de sfera actelor. Poate într-adevăr unii săgetători intenționează să meargă să depună un dosar vis-a-vis de redomândirea unei cetățenii sau primesc chiar acum un accept pozitiv. Să știți că iată materia actelor, să vă reîntoarceți și să lucrați foarte mult cu tema actelor. Așa, mai avem Capricornul, da? Capricornul face foarte bine pe acest Mercur retrograd în diverse deplasări, plecări peste hotare, organizare de cursuri, studiu de curs, îndeosebi capricornii care sunt implicați în sistem de învățământ, în sistemul turistic. Dar iarăși, Mercur ăsta retrograd ne reîntoarce tot timpul la diverse probleme, gen asigurare expirată, acte expirate, da? Deci mergeți în instanță să depuneți un dosar, spre exemplu, sau mergeți în instanță să depuneți o acțiune. Deci verificați actele, deci verificați neapărat și posibil că este cea mai potrivită perioadă pentru Capricorn să-și planifice un studiu sau să revină la un studiu și să se pregătească pentru susținerea unui examen. Așa, pentru vărsători, iată, pentru vărsători, Mercurul ăsta vine un pic cu probleme. Fie problemele alea de sănătate care le-am menționat sau alte, unii vărsători se pot implica chiar și în niște intervenții, o pot ceri circumstanțele, pot fi implicate în niște situații de criză unde trebuie să rezolve probleme, dacă iarăși sunt implicați în domeniul sau activitatea rezidă din acordarea ajutorului, gen psihoterapeuți, medici, oameni ale sistemului, da, deci atunci e ok pe Mercurul ăsta, fiindcă muncesc așa cum muncesc de regulă. Dacă nu aveți tangențe cu astfel de domenii, sunteți implicați cu cei apropiați sau în situații de criză. Nu luați în această perioadă vărsătorii credite, da? Vă clarificați, în schimb, cu sfera datoriilor. Vă clarificați cu pensiile alimentare, cu materii de testamente, iarăși revizuirea actelor în toate aceste domenii și inclusiv rambursarea unor iarăși datorii credite. Și pentru pești, Mercurul vine exact poziționat în sfera relațiilor. Da. De aia mai mult ca fecioarele, nu-i vor ancora pe pești nimeni. Îndeoseb peștii care au tangențe cu fecioarele sau sunt înconjurate de fecioare. Să știți că în această perioadă aveți multe de clarificat, atât în planul partenerial, cât și afecțional. Iarăși, aveți grijă ce spuneți, cum spuneți, ce promiteți, ce semnați, cum vă exprimați, discuțiile, fiindcă este o perioadă când chiar Mercur vă obligă, vă reîntoarce pe pește, da? La discuțiile și la toată materia de înțelegeri partenereale. Dacă se căsătoresc în această perioadă, merg la oficiul stării civile, iarăși, vedeți, nu fie actele expirate, da? Să ajungeți la timp, să nu nimeriți în ambuteiaje. Dacă sunteți antrenați în parteneriate de afacere, deci este iarăși foarte bine să vă reîntoarceți la acele discuții, neînțelegeri, neclarități și să le clarificați foarte bine, fiindcă acum pe Mercurul ăsta fecioară chiar este foarte bine să le pui pe toate pe policioară. Dar peștele cum? Peștele are o caracteristică mai mult așa, să meargă în, deci simte pe ansamblu materia, discuția, dar nu tot timpul se concentrează pe detalii. Și acum sunteți chiar obligați să vă concentrați pe aceste detalii, practic pentru toți pești va fi valabil, da? Sau vă ancorează partenerul, să zic eu, vine cu discuții, cu neînțelegeri, cu nemulțumiri sau cu situații pe care trebuie să le clarificați. Deci e clar, în această perioadă facem ordine în gândurile noastre, exact, în căpușorul nostru și mare atenție la acte. Da. Da, deci actele noi pe care le semnați, dacă nu vă cer circumstanțele, pentru că cineva poate primește acum un dosar să meargă să depună la jurământ, da? Vis-a-vis de cetățenie română, spre exemplu, da? Sau nu neapărat. Nu poate să amâne, fiindcă eu cer circumstanțele, da? Dar este foarte bine să, iarăși cum am zis eu, să
să se pregătească, să citească, să vină cu o responsabilitate dublă, triplă, da, vis-a-vis de ordinea actelor, da, vis-a-vis de iarăși jurământul pe care îl verbalizează. Fim atenți la Mercur retrograd, ce spunem, ce spunem, fiindcă cuvintele pe care le rostim în această perioadă, la fel pot să ne joace o festă la următorul Mercur retrograd. Apropo, foarte multe din situații care au startat în data de 16 iulie, ne reîntorc, indiferent de zodii, deja cum se suprapune pe horoscopul individual al fiecăruia, ne reîntorc la situații care trebuie clarificate. Sper să nu ne reîntoarcem la căldurile care au fost în acea perioadă. Tare sper că după data de 15 august nu va fi așa cald ca în iulie. Cel puțin acum vremea e foarte potrivită, e foarte bine chiar așa. E plăcută. Sperăm să nu revenim la cele 40 de grade. Noi vă mulțumim mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Cu siguranță informații foarte utile pentru toți cei care sunt acum cu ochișorii și urechiușele pe Tezaur TV. O să ținem cont neapărat de toate aceste recomandări și noi vă mai așteptăm cu drag și luna viitoare, deja în septembrie. Nu pot să cred că trece atât de repede timpul. Mulțumim mult și zi frumoasă, cu multe reușite să aveți. Să nu simțim atât de mult această Mercur retrograd. Sperăm. Doamnelor și domnilor, Cristina Guzinski m-a fost în această dimineață aici la Tezaur TV, astrolog, psiholog. Noi luăm o scurtă repriză de publicitate, revenim și cu alți invitați speciali. Rămâneți alături!